Bună ziua! Astăzi am venit în adresa cetățenilor, cu ajutorul dumneavoastră, mass media, care vreau să vă mulțumesc pentru prezență la această conferință de presă, ce ține de genericul sau tema despre situația creată și unele acțiuni antidemocratice, anticonstituționale, care se petrec astăzi în Republica Moldova. Autoritățile au interzis exit poll-ul, care este o metodă de sondaj sociologic, care denotă voința de vot a alegătorilor în ziua alegerilor și este o metodă de combatere, practic, fraudelor alegerilor. Noi, acele sondaje pe care le-am obținut pe parcursul activității sau pe parcursul campaniei electorale, le-am văzut mediatizate, comandate și influențate, care știm de cine și cum, noi nu credem în ele, însă exit poll-ul este obligatoriu, este unul veridic care aduce, anume în special, la fraudele de a depista și de a contracombate posibile fraude electorale. Exit poll-urile se utilizează în toată lumea din 1967 în majoritatea statelor democratice. Dacă acum în Moldova exit poll-ul se interzic, înseamnă că reiesă că alegerile din data de 20 octombrie se pregătesc pentru fraudare. Noi nu dorim fraudare, noi dorim condiții legale, constituționale, democratice, deschise, ca omul să-și depună votul său deschis, fără șantaj și fără manipulare. Următorul moment ce ne aduce o mare îngrijorare este condițiile create pentru cetățenii Republicii Moldova, care conform Constituției suntem toți egali și autoritățile sunt obligate să le creeze condiții egale pentru dreptul de vot. În primul rând, îngrijorare față de condițiile create cetățenilor Moldovei care locuiesc în stânga Nistrului. Ei sunt frații noștri, ei sunt surorile noastre, ei sunt cetățenii Moldovei, așa cum suntem noi. Pe de o parte se declară că reglementăm conflictul transnistrean, pe de altă parte s-a îngrădit dreptul la vot a cetățenilor noștri. Sunt mii de moldoveni în stânga Nistrului, în regiunea transnistreană și evident cu păreri de rău, practic secțiile de vot practic a fost redusă radical. Astăzi, având mai multe semnale în adresa stafului nostru a Partidului Viitorul Moldovei și a meu ca candidat la funcția de președinte a Republicii Moldova, vin mii de plângeri, mesaje din partea confraților noștri din regiunea transnistreană, de ce autoritățile statului n-au deschis suficiente secții de votare pentru moldovenii ce locuiesc în stânga Nistru. Mai mult ca atât, ca niciodată autoritățile de la Tiraspol au înaintat mesajul în adresa conducerii statului nostru, în așa mod în adresa organelor de stat a țării, să deschidem secții de votare în fiecare localitate din stânga Nistrului. Unicală șansă pentru noi de a ne apropia unul cu altul, de a depăși problemele care le avem și de a găsi soluția de reglementare conflictului transnistrean. Acest lucru ne îngrijorează foarte mult și aș dori ca să întreprindă acțiuni cât nu este târziu. Totodată, o îngrijorare majoră, unde primim în fiecare zi sute, mii de mesaje din partea confraților noștri, concetățenilor noștri plecați din afara, în afara țării și în special în spațiul CSI, Federația Rusă. Conform sondajelor sau informațiilor cele mai pesimiste, în Federația Rusă locuiesc mai mult de 350-400 de mii de moldoveni. S-au deschis doar două secții de votare. Cum noi vrem ca moldovenii, cei din diaspora, să revină acasă? Ei, când e vorba de a ajuta să achite bani în buget sau să întrețină părinții, bătrânii, de a face sponsorizări acasă, în patrie, ei sunt buni? Dacă
când e vorba de a își exercita dreptul la vot, ei nu sunt buni. Noi avem mari îngrijorări ce ține de politizarea alegătorilor și cetățenilor Moldovei. Dacă așa ți-a dat soarta și ești în CSI, tu ești rău și nu ai dreptul la vot. Dacă ai plecat în altă țară, îți dăm și dreptul la vot. Mai multe secții de votare decât cetățeni sunt acolo și evident că ai dreptul și prin vot electronic și așa mai departe. De aceea vreau să ne aducem îngrijorare față de aceste momente. În calitatea mea de candidat în funcția de președinte, adresez un mesaj și cer Comisiei Electorale Centrale să renunțe la procedurile antidemocratice, anticonstituționale și să asigure legitimitatea și legitimitatea alegerilor prezidențiale, inclusiv prin intermediul petrecerii exit poll-urilor. Cerem tuturor specialiștilor, tuturor oamenilor de credință, partenerilor externi, inclusiv observatorii, cei care au venit în țară să fie, să monitorizeze alegerile prezidențiale, de a întreprinde acțiunile posibile în așa mod ca Moldova să se asigure alegerile libere, democratice, transparente, în conformitate cu Constituția Republicii Moldova și standardele democratice. Aceste chestiuni care ne aduce mari nemulțumiri și îngrijorare, am vrut să aduc în atenția cetățenilor noștri, a Republicii Moldova și totodată celor care nu au acces la votul liber, să spunem că noi suntem îngrijorați, noi împărtășim îngrijorările lor și evident că să mobilizăm cu toții de la mic la mare, să ieșim la alegeri masiv, să votăm pentru acel candidat pentru care dumneavoastră ați dori, eu încerc să vă conving că dacă vrem un viitor mai bun să votați Tarlev, dacă nu votați pe cine doriți să ieșim la alegeri ca să nu permitem falsificarea votului nostru. Mulțumesc!